Societatea Europeană de Stroke alături de Fundația Angels monitorizează centrul de tromboliză de la Slatina încă de la deschidere în urmă cu 4 ani. Pe trimestrul acesta, echipa de medici din cadrul SGU Slatina a primit aurul pentru performanțele din ultimele 3 luni. Pe trimestrul ăsta am luat gold pe ultimele 3 luni, un premiu onorabil, zic eu, pentru un spital de județean de urgență. Într-adevăr, au mai luat și alte spitale, dar sunt spitale clinice. Dacă vă uitați pe clasamentul, astea sunt numai spitale clinice. Suntem foarte puține spitale județene care au atins la un astfel au atins o astfel de performanță. În aceste 3 luni de monitorizare, potrivit medicului neurolog Renică Diaconescu, 25 de pacienți cu accidente vasculare cerebrale s-au prezentat la spital și 90% dintre aceștia au fost salvați. Pacienții cu vârste între 50 și 80 de ani au fost salvați și nu au rămas cu sechele în primul rând pentru că s-au prezentat la spital în timp util. Am urcat de la 60%, deci n-am avut performanțe foarte bune la început. Am avut la început, apoi a fost o stagnare și stagnarea s-a datorat întârzierii ajungerii la spital a pacienților, pentru că una e să-i faci tromboliză la 2 ore de la debutul bolii și una e să-i faci la 3 ore jumate, 4 ore, 4 ore și jumătate, când ești la limită. Și eu mai spun încă o dată, ca să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră și, în general, aparținătorii și pacienții, cu cât aduci pacientul mai repede la spital, cu accident vascular, cu atât șansele de a supraviețui și de a salva și a lăsa fără sechele sunt mai mari. Pentru un accident vascular, factorii de risc sunt mulți, între aceștia hipertensiunea arterială, diabetul, colesterolul, consumul excesiv de alcool sau stresul. Salvarea unui pacient cu o astfel de afecțiune depinde de o serie de etape până la realizarea trombolizei. Da, tindem către platină, dar va fi din ce în ce mai greu pentru că, vă dați seama, încă nu depinde de noi, depinde de ce există pe lanțul aducerii pacientului la spital, adică autosanitara, UPU, medicul de familie, autosanitara, UPU, tomografia, cât de repede se face și intervenția noastră. Am mai spus-o și repet, nu se putea face acest lucru fără echipă. Potrivit medicului, acest premiu nu ar fi existat fără aportul unei întregi echipe. Premiul îi onorează și îi motivează în același timp pe medicii olteni pentru a tinde spre cel de platină.